FC Metergoviște a ieșit șifonată bine din jocul cu Păpăuți. Echipa de la Șotânga a pierdut două puncte importante în lupta pentru supraviețuire, dar și pe portarul Bica, pentru meciul extrem de dificil cu Fortuna programat peste 3 zile. Bica a luat 3 goluri de la Covăsmeni, dar a primit și al 4-lea cartonaș galben, urmând să rateze jocul de la Buftea. Oficialii lui Municipal nu-și fac speranțe prea mari pentru un deznodământ pozitiv cu Fortuna. Ne ducem să, cum s-ar zice, să ne vindem pielea scump, cât mai scump putem la Buftea, și conștient că în partea cealaltă e greu, dar nu imposibil ca Popa să dea golul Zegheru, ceea ce m-ar bucura. Reprezentanții lui FCM merg pe mâna celor de la Fortuna în cursa pentru promovarea în Liga a doua. Se pare că prima șansă o au totuși cei de la Brași. Cel mai important este că dacă Chindia vrea să promoveze, trebuie să câștige meciul direct din ultima etapă, dacă nu mă înșel, de acasă.